1 iunie s-a deschis sezonul estival. Aici avem kilometru zero din Neptun. Toată hârca aceasta postcapitalistă. Aici mocea, gloria anilor 90 care s-a transformat în shop and go. Diverse hotelașe, poșta, la doi pași litoral, Hotel Istria, acolo, Hotel Tomis, care cred că anul acesta nu se va deschide, sau poate doar mi se pare, deși are termopane frumos, Catedrală, Springtime aici, Prichindel, microbuzul ce probabil merge printre stațiuni, pun aici... Aici se petrece o mică extorsiune pentru că pun limitatoare de viteză noi, dar ăsta este microbuzul de stațiuni. Aici avem Prichindelul și acolo e structura aia deosebită care îmi place mie, cu rotunduri. Imediat urmează bowlingul abandonat, o altă sursă de fascinație, brutalism și forme deosebite. Mai avem aici o cursă specială. Deja mișcă, fiind 1 iunie, iată, Hanul, Calul Bălan, Crama Murfatlar, așa, pe giratoriu frumos, iată Neptunul, semnul și intrăm în Jupiter. Au montat aceste corpuri de iluminat moderne, au făcut și acolo un corp modern, o să fie o stațiune, încolo, am intrat în Jupiter. Aici mai fac un bloc ușor. E bine, se dezvoltă. Poate o să fie o mamaia mai de lux, pentru că aici avem niște condiții de climă, vegetație, calitatea aer, apă, mai bună ca în Mamaia. Aici era parcă un camping, nu știu dacă mai funcționează. Avem hotelul Majestic, care e deja mega prăfuit, chiar dacă a fost renovat. Și avem hotelul Scoica, foarte frumos, Hotel Club Tismana, Hotel Scoica, mamă, dar urâtă reclamă, foarte urâtă, și asta de autobuz, pe aici e un soi de Nagorno-Karabakh, nu știu, sau chiar acum ceva, zone din Ucraina, Donetsk, mai știu eu, Bucea, alte zone conflictuale, dar mai bine să nu vorbesc despre asta, pentru că avem teatru de vară, adică aici vorbim despre divertisment, nu de comentarea conflictelor internaționale, nu e treaba mea. Sper să n-ajungă și pe aici să mă incomodeze, să trebuiască să fug. Atunci dacă fug eu, o să fug multă lume. Iată, Hotel Olimpic, Hotel Cometa, centrul Jupiterului. Este aici în... semi-efervescență, Simpatrans, Hotel Meteor, acolo, Iris, ne îndreptăm cu pași repezi către Cap Aurora, aici în fața mea se cară ceva vegetație de hotel, oameni, pescăruși, Tuborg, mamă, aici începe să arate așa, uite, alimentarea, ce drăguț, Capitol, wow, aici fac o piscină, Hotel Delta, pare că... Ia uite aici ce de elemente, de vegetație, decorative. Se muncește cu spor, se pare, chiar și pe 1 iunie, deși e zi liberă. Iată, se întâmplă litoralul, este acolo, se vopsește. E în efervescență. Și acum intrăm în Cap Aurora cu minunatele hoteluri, Opal, Topaz și așa mai departe. Cap Aurora, stațiune de interes național. Dacă ai putea să oprești pe undeva pe aici, aici, cred că e o barieră, nu ne lasă, dar la următorul sau așa, ca să arăt și eu din măreția trecută și prezentă a acestor forme. Da, pot să ies puțin să-mi fac damblaua. Aurora, iată, această cărticică trimisă este o mină de aur. Pentru că vreau să surprind câteva cadre. Aici pe undeva aveam și Disco Cătunul. Iată, Hotel Topaz, Hotel Cristal. Acolo Diamant, probabil.
măreția de forme. Acum, dat fiindcă oamenii nu par a fi deschiși, mă voi rezuma făcând niște cadre pe aceste minuni și citind. Dincolo de când oamenii au atins înțelepciunea de a privi natura cu ochi contemplativi, aș dori să citesc asta. Un colier de bijuterii arhitectonice cu volume, linii și jocuri desprinse parcă din viziunile despre umanizarea spațiului ale neîntrecutului Gaudi. 10 piramide întrepte, mai avem și pe acolo, acestea sunt 10 piramide întrepte, cu 4 până la 8 nivele, reeditând dintr-o versiune modernă și de esență românească enigmaticele edificii înălțate cândva pe platourile îndepărtatului Mexic de meșterii astecilor închinători ai zeului soarelui. 10 păsări uriașe din beton, din piatră, așa cum nimeni nu își amintea să fi văzut vreodată pe apele, pe nisipurile sau pe stâncile țărmurilor pontului Euxin, portului. Ei, și iată-mă și pe mine, am un tricou cu răpirea din Serai, pentru că, na, asta pare că se poartă, e mai oriental, aici încă nu a fost atins de spiritul oriental, la Hotel Cristal este încă un cristal frumos. Acum să vorbesc un pic despre aceste hoteluri, aici mi-am scris că ceva ar trebui să încep și eu să monetizez, toată lumea îmi zice, de ce nu monetizez, de ce caut desăvârșire interioară prin muncă în loc să caut profit, nu știu, dar revenind, nestematelor, agat, cristal, diamant, granat, onyx, opal, rubin și safir, ei fiindcă ctitorii acestor minuni, da, din Aurora, au simțit nevoia unor cuvinte metaforă în stare să le cuprindă și să le exprime pentru ei înșiși și pentru toți semenii izbutirea. Sigur, metafora li s-ar părea unora îndrăzneață, poate chiar puțin hazardată. O chestie de rafinament. Da, rafinament. Îl avem aici. În ciuda tuturor rafinamentelor, întreaga înfățișare a hotelului Aurorei rămâne prietenoasă și apropiată. Ceva care sună a îmbiere la cunoștința cu un baz, pe cât de minunat, tot pe atât de adevărat. De cum ai trecut pragul unuia dintre ele, fascinația se amplifică. Și unde te aștepta să-i să afli un simplu hol de recepție, te trezești pășind într-un interior de palat în care mâini nevăzute au făcut totul până dincolo de hotarul obișnuit al putinței, că încă de la această vreme, de la această primă cunoștință cu casa în care vei deveni pentru câteva vreme vecin cu marea și soarele, te vei simți plutind pe aripile visului adevărat al vacanței. Pereții, ferestrele, tavanul, mobilierul rămân firește în limita funcționalităților cunoscute, dar formele, culorile, legăturile logice dintre ele se subordonează parcă altor legi decât cele ale obișnuitului. E de ajuns doar să schimbi unghiul din care privești și îndrăznețele lor linii și forme se schimbă subit până la uluială. Ceea ce ți se păruse a fi un paravan translucid se adeverește a fi o fereastră spre freamătul abia deslușit al nemărginitelor ape, peretele pe care îl socotișe atât de aproape încât te simți să-i îndemnat să-i pipăi fineța se dovedește a fi cu adevărat tocmai la celălalt capăt al holului și, dimpotrivă, ghișeul pe care îl bănuise în lumina sofisticată la o depărtare apreciabilă de tine se află, de fapt, la un pas. Deci, iată, s-au jucat cu retorica aici, cuvintele, dar mai ales cu formele. E un mod foarte bizar, poate, de a promova. Deci, nu vreau să promovez, pur și simplu. Mie îmi dă o trăire, da? E o trăire mini-extatică, religioasă, faptul că am asta, e ca și cum am o carte de rugăciuni. Și aici este templu, este locul de pelerinaj. Și un miros așa de mare, de frumos. Și acum mai vreau să zic puțin de cătunul. Ia uite, confortabilă. Camere confortabile înseamnă a te bucura de toate elementele confortului la superlativ. Deci la superlativ. În cătunul era o superbă reproducere. Acum nu mai am ce sară din cătunul. Mi-aș dori, dar nu cred că mai am. That's it, s-a dus. Deci cătunul ăsta era o superbă reproducere
a tot ceea ce era un tradițional centru rural românesc. Reproducea fidel alcătuirea edificiului țărănesc, al cărui nume și, adică restaurantele de pe acolo, purtau nume gen Moara, Casa Oralului, Cherhanaua, Crama. Deci Aurora chiar era o chestie foarte fină. Posibil să fie în continuare, nu am stat niciodată aici. Poate voi sta, dar Aurora, iată cum arăta înainte. Cam așa de pe mare. 10, cristal, iată. Minimalism socialist. Și acum e un soi de minimalism aici. Chiar îmi place, mult. Mă relaxează și cu pescărușii și tot ceea ce se petrece, multă verdeață și cerul ăsta. Miroase a tei și a mierea ursului. E splendid, 1 iunie. Deschiderea sezonului estival și ziua copilului.